Mi s-a zbârlit pielea pe mine, marș, marș. Și acum mi-am dat seama, bă, am vrut să zic la un moment dat în clip că se vede. Vă salută, fratele Coreacu, și bine v-am găsit la un nou videoclip de reacție pe acest canal. Al doilea videoclip de reacție, boys, din noua noastră serie, reapucare de serie, știți voi toate nebunile alea. Astăzi la reacția noastră aterizează nimeni altul decât Imogen. Imogen cu piesa Destin, official video, care are un impact destul de tare. Știu că la piesa lui Abi am făcut în primele 4 ore cam așa reacție și nu era încă în trending. Iar piesa lui Imogen sunt trecute vreo 7 ore de când filmăm noi treaba asta, 6-7 ore, și este numărul 35 videoclipuri populare. Let's go! Sperăm cât mai sus, boys! Și dacă mă mai uit în stânga, este efectul ăla de live, pentru că eu pe live stream am în stânga chat-ul și când vorbesc am impresia să mă uit în chat. Așa că, fără alte introduceri, like la acest clip, subscribe dacă nu ești abonat, pentru că doar 48% dintre toți aia care se uită la clipurile mele sunteți abonați și nu e normal treaba asta. Țineți-l pe fratele aici. Deci like, subscribe cu clopoțel, de-aia nu vă dă notificări, de-aia nu știți când intru live. Și follow pe Instagram la Jegosul Suprem. Acolo, da, Jegosul Suprem mă cheamă pe Instagram. Pentru oamenii care vor să râdă, râdeți, mă, că așa mă cheamă pe mine, mi l-am și tatuat pe burtă. Intrați pe like, o să vă arăt eu și vă aștept pe următorul live. Fără alte introduceri, Imogen cu piesa Destin. Tu ai puterea de a schimba moftul, trebuie jucat jocul, tu poți schimba totul, să-ți găsesc copul. Acum ești tot ce ți-ai dorit. Tu ai puterea de a schimba moftul, trebuie jucat jocul, tu poți schimba totul. Mamă, îmi place scena asta, e o scenă de aia, gen din filme americane, dacă știți, pe holurile high school-ului, pe holurile liceului, mă, când se întâlnea ăla cu hârtii la braț și dădea ăla mai șmecher așa cu umărul în el și cădea și ăla altul mai... Era al treilea om mereu acolo care l-a ajutat să ridice, să-și dea cărțile și pornea totul de acolo. Hai să vedem, îmi place cum începe. Vezi un tot un pan haine, mașini scumpe și bijuterii. Să caractere mizere, jur nostru, băi frate, bă. Și tu știi ce ți-ar sfărâma sufletul, ți l-ar transforma scrum. Întâi ciocând pe iso mentalul ăsta, băi frate, bă. Ca un nebun, e greu să oferi plăcere, să oferi bunătate, costă. Că viața când dă bunătate îți dă doar o mostră. Umbram prin viață sus și în jos ca un roller coaster. Certuri în familie, dar nu e casa Foster. A luptat, m-a zbătut, m-a trezit panicat într-un lume nebun, nebunul legat. A țipat, am urat, am umblat, m-am uitat, era rău la potra, m-am drogat, n-am uitat, mă rugam să revin. Nu știam cum să fac oamenii devenind un ciudat. Aproape ce da, nu știam cum să scap, dar sunt liber de mine, m-am reinventat. Am început să pui de cădere, să fiu mai bun cu toți oamenii bre. Sufletul meu uite ce inocent, sus până la cer am ajuns Imogen. Îmi văd de drum, o fac oricum, ce era negru e color acum. Pe scena de teatru actor principal, se trage cortina, rămân cu ce am. Tu ai puterea de a schimba moftul, trebuie jucat jocul, tu poți schimba tot. E foarte la sentiment, boys. Și văd un pic din Nelly acolo. Cred că cu Nelly a lucrat, pentru că din câte știu eu lucrează cu Watcher și cu Nelly și au făcut și piesa împreună. Și cred că Nelly l-a ajutat un pic acolo la Busta Rhymes. Nebunia acolo, dar a sună bine, sună ok până acum. Și clipul. Să-ți găsesc scopul și atunci vei fi fericit. Felicitări, acum ești tot ce ți-ai dorit. Tu ai puterea de a schimba moftul, trebuie jucat jocul, tu poți schimba totul. Trebuie să-ți găsesc scopul și atunci vei fi fericit. Felicitări, acum ești tot ce ți-ai dorit. Acum că am reușit, a început lumea să-mi zâmbească. Încerc să fac cum pot să-i fac cum... Hei, tata Watcher! Tata Watcher! Ia uite, mă! Lumea să-mi zâmbească, încerc să fac cum pot să-i fac cumva să reușească. Știu cât e de greu să-ți dorești și să obții, să te zbași și să te agiți în drumul după hârtii. Că pentru viața asta suntem simple jucării. Și să devii ce vrei să fii, să faci din noapte zi. Devine complicat când oamenii au plecat și s-au întors atunci. Bă, eu aici pe cadrul ăsta, bine, nu prea le-am eu, dar mi-ar fi plăcut foarte mult ca viewer să văd focus pe fața lui și gen să nu fie focus, să fie un blur așa pe mâna lui. Când oamenii au plecat și s-au întors atunci, când au avut de câștigat. Nimeni nu știe cum e de greu, luptă potriva mai singur mereu. Dacă am minge, o dau la fileu, nu-s mai presut decât tine sunt eu. Îți dau un sfat, nu te lăsa, crede că poți să ajungi undeva. Dacă te doare, te vei repara, nu pune la suflet ce spune lumea. Tu ai puterea de a schimba moftul, trebuie jucat jocul, tu poți schimba totul. Trebuie să-ți găsesc scopul și atunci vei fi fericit. Felicitări, acum ești tot ce ți-ai dorit. Tu ai puterea de a schimba moftul, trebuie jucat jocul, tu poți schimba totul. Trebuie să-ți găsesc scopul și atunci vei fi fericit. Bă, sincer, îmi aduce foarte mult
nu neapărat aminte, bate foarte mult și vocea lui, cum cântă și instrumentalul și... Bine, clipul nu cred că are legătură, n-am văzut eu clipuri foarte... gen foarte multe de clipuri de la nimeni altul. Pe nimeni altul vreau să zic că seamănă foarte mult și feeling-ul și, și tot. Și oricum e o piesă pe care el a zis de mult că o să scoată din viața lui, din, mă rog, feeling, să fie de feeling, să nu fie hype. Felicitări, acum ești tot ce ți-ai dorit. A? Cine-i băiatul? A, nu, bă, nu cred că ăsta micu. Bine, e vorba de... Ia uite-l cum vine ca ursul. Ia uite-l cum vine așa ca ursul. Ia uitați-vă la el. Nu cred că, gen, povestea asta, gen, cumva că cei doi care stau aici jos sunt iubiți și puștul ăsta e, de fapt, iubitul tipei și ăsta îl prinde și... Hai să vedem ce se întâmplă aia. Da? Mi s-a zbârlit pielea pe mine, marș, marș. Și acum mi-am dat seama, bă, am vrut să zic la un moment dat în clip că se vede o chestie în care el tastează la mașina asta de scris. Și am vrut să zic, bă, dar ce tastează? Că nu s-a dat focus foarte tare. Și acum... Bă, de ce ai dat, mă, dislike la piesa asta? Pentru ce să dai, mă, dislike? Bă, nu. O să 16.000 de vizualizări în 7 ore, 41.000 de like-uri, 205 dislike-uri. O duce bine rău piesa 35 în videoclipuri populare, în trending. Bă, piesa îmi place. Nu e feeling-ul pe care îl doresc eu mereu de la muzică, pentru că ascult muzică într-adevăr foarte hype, nu vreau de asta care să mă posomorească, să mă posomorească, să-mi dea să fiu melancolic sau mă rog, chestii de genul vibe trist. Eu sunt cu vibe foarte hype, cum îl știu și pe Imogen, tocmai de o antiteză în capul meu, pentru că îl știu pe el un pic foarte foarte hype, așa că el acum vine cu o piesă care e la sentiment acolo, dar îmi place, îmi place. Munca trebuie apreciată, boys. Avem 41.000 de like, am mai dat și noi un like aici, bă, știu ce înseamnă munca, știu ce înseamnă să muncești pentru un videoclip și pentru o piesă, nu știu, pentru piesă, dar pentru videoclip. Și înseamnă să depui muncă. Așa că dăm like aici. Îmi place, mai vreau chestii de genul. Sper că și vouă v-a plăcut. Să-mi zică și mie cineva în comentarii dacă știți unde s-a filmat clipul, pentru că sunt niște cadre foarte, foarte șmechere, cum ar fi ăsta. Și mai era el la o oglindă asta. Deci sunt niște cadre foarte, foarte șmechere. Scrieți și mie în comentarii acolo dacă știți unde s-a filmat treaba asta. Mă găsiți la Jegosul Suprem pe Instagram. Like la acest clip dacă ți-a plăcut și dacă mai vrei să mai vezi reacții de genul, subscribe cu clopoțel, boys. Eu am fost fratele Conacu.